Salut! Bine te-am găsit la un nou episod al podcastului Implicat, un proiect al Coaliției Valea Jiului Implicată. Invitata de astăzi este antropologa Alexandra Felea, cu care vom discuta, pornind de la teza ei de licență, despre o parte mai puțin cunoscută a Văii Jiului, și anume Momărlanii. Pentru cei interesați, episodul este împărțit pe mai multe secțiuni, așa cum se poate vedea și în descriere, astfel ascultătorul se poate duce la secțiunea, respectiv minutul, care le interesează. Mai înainte de toate, însă să o lăsăm pe Alexandra să ne zică câteva lucruri despre ea. Am absolvit facultatea de sociologie și antropologie la SNSPA și la momentul respectiv am hotărât să fac o teză pe tema populației autohtone din Valea Jiului, și anume Momărlanii. După ce am terminat și masterul, care a fost cumva în alt domeniu, adică științe politice, am început să lucrez în alt domeniu și cred că de aproximativ 6 ani lucrez în recrutare. Am lucrat în București, acolo am început, după care am lucrat 2 ani jumate în Tunisia și de 1 lună sunt în Paris. Vreau, înainte să începem întrebările, totuși că am ocazia să-i dedic teza mea profesorului meu coordonator, care este Vintilă Mihăilescu, care s-a stins anul trecut și este unul din marii antropologi ai României și un profesor excepțional cu care chiar am fost onorată să lucrez și să coordoneze teza. Și cred că ar mai fi cineva de menționat, acum că tot am început să menționăm, și pe părintele Octavian Pătrașcu, nu știu dacă ați auzit că și el s-a stins. Cred că are o contribuție majoră la viața socială din Valea Jiului, mai presus și la viața culturală din Valea Jiului, și a fost una dintre persoanele pe care le-am intervievat în teza mea și care mi-a dat informații foarte valoroase. Ai menționat acum la început că ai luat interviuri. Cam cum a decurs așa tot procesul ăsta în care ai scris teza? Norocul meu este că am crescut în Valea Jiului. Am stat în Valea Jiului, nu sunt născut acolo, dar am crescut acolo, am stat acolo 19 ani, majoritatea vieții mele. Deci am folosit 2 tehnici în teza mea. Prima a fost observația, așa că eu am făcut 20 de ani de observație, bineînțeles neștiințifică, dar care mi-au fost foarte folositori ulterior, adică nu am venit ca un outsider absolut, am știut puțin despre ce vorbam, deci am făcut observația asta științifică de-a lungul tezei, adică am vizitat diverse familii, și a doua, care merge mână în mână cu observația, este interviul nestructurat, care este un instrument care se folosește în cercetarea antropologică. Și pe lângă interviul nestructurat, care e cel mai recomandat, am folosit și interviul semi-structurat, pentru că am comunicat cu persoane care nu se aflau în vale și care erau foarte importante pentru cercetarea mea, cum ar fi Alin Rus, cu care am schimbat e-mail-uri la perioada respectivă. Așa că a trebuit să am o anumită structură la interviul respectiv. N-a putut să fie atât de spontan ca interviul pe care l-am condus cu Octavian Pătrașcu sau cu Marcu Jura, de exemplu. După ce am făcut terenul, să zicem că pe lângă terenul pe care l-am făcut eu așa neștiințific, am făcut aproximativ câteva luni, vreo 3 luni de teren. Am venit acasă în perioada respectivă, știu că era chiar înainte de, cred că prin primăvară am făcut chestia asta. M-am dus cu mașina prin niște locuri foarte greu accesibile. Eu sunt curios de documentare în sine și cum ai ajuns la persoana respectivă, cum ai ajuns la Marcu Jura sau la Alin Rus, pentru că în experiența mea, încercând să aflu din ce în ce mai multe despre Valea Jiului, indiferent că a fost pe subiectul mineritului sau indiferent că a fost pe subiectul momărlanilor, bibliografia a fost foarte săracă. Mi se pare că sunt foarte puține lucrări scrise pe subiect. Am 2 tipuri de surse. Am avut cărți în care erau tot felul de teorii antropologice și așa mai departe, sociologice. Tipul ăsta de cărți care sunt ușor accesibile pentru un student la antropologie, sociologie. Am avut sursă locală, unde am avut câțiva autori și într-adevăr nu sunt mulți care se scrie despre populația autohtonă. Genul de cărți pe care le-am găsit la Biblioteca Universității din Petroșani. Și apoi, ca să intru în contact cu diverse persoane, aici zic că m-a ajutat foarte mult că vin din Valea Jiului, pentru că am prieteni de familie și prieteni din copilărie care sunt din familii de momărlani și mi-au dat și acces la arhiva personală și mi-au facilitat întâlnirea cu diversi lideri informali sau formale ai comunității. Bun, și atunci să te întrebăm direct de ce e momărlani și nu mineri, spre exemplu. Pentru că minerii este deja arhicunoscut, mineri, mineriadă, când am ajuns la București și le-am zis colegilor mei că vin din Valea Jiului,
ce credeți că mi-a spus? Cred că știți răspunsul. Și am zis că, ok, în momentul în care aveam cursul de antropologie cu domnul Vintilă Mihăilescu, el și-a făcut o importantă parte din teza lui la Novaci și populația autohtonă de la Novaci e cumva similară cu populația mămârlanilor, dar cred că ce s-a întâmplat în Valea Julii e mult mai interesant ca și context, pentru că pot să adaug și mina. M-am hotărât să scriu despre mămârlan, pentru că sunt partea mai puțin cercetată comparativ cu mina, minerii și mineritul din Valea Julii. Adică toată lumea știe și asociază Valea Julii cu mineritul, dar mai este ceva ce este cumva în umbra mineritului și anume ce s-a întâmplat cu populația locală. Ca să știi și oamenii din afara Văii Jiului, cine sunt de fapt mămârlani? Răspunsul simplu ar fi populația autohtonă a Văii Jiului. Probabil că nu e atât de cunoscut pentru toată lumea că Valea Jiului e cumva un mozaic etnic. Nici eu nu mi-am dat seama de chestia asta, decât când m-am mutat la București, cred că mi-am dat seama că eu când eram în școala generală și așa mai departe, aveam colegi cu nume ungurești, cu nume de origine germană și așa mai departe. Mie mi se părea destul de normal, dar n-am mai întâlnit chestia asta după. Și pe aia am început să-mi dau seama, wow, dar de fapt în Valea Jiului avem tot felul de origini și poate ar fi interesant să facem așa un mic istoric ca să vedem cum am ajuns la mămârlani. Știu când cercetam pentru teză că primele mențiuni despre populație în Valea Jiului sunt undeva la 1400-1500, atunci când era parte din regatul maghiar. Și după aia cine a documentat mult zona a fost Sebastian Stanca, care a scris despre populația locală undeva la 1700-1800, când a fost o perioadă pe care o numește sau o putem numi științific ca populare pastorală. Adică au venit oameni de peste munți, familii care s-au stabilit în zonă și ce făceau, creșteau animale și cumva la scară mai redusă făceau și agricultură. Era exact același lucru care se întâmpla și în Pirinei și în Caucaș și în orice alți munți. Era cam același gen de populație, populație pastorală. Iar de la 1700 până la 1800, zona respectivă a ajuns cumva un loc unde se extragea la scară largă cărbune. Și ăsta e momentul, să zic, când apare acest termen de mămârlan, pentru că el a apărut odată cu extragerea cărbunelui. E momentul definitoriu, definirea comunității mămârlanilor. Da, vreau să zic, dacă mineritul a dus la izolarea băștinașilor, adică a mămârlanilor, față de exterior, adică de outsider, de barabe, cei care au venit mai târziu în zonă. Barabe înseamnă chiar venitură și răspunsul e da, dar nu neapărat mineritul a dus la izolarea respectivă, ci conflictul pentru pământ. Pentru că în momentul respectiv în care a început exploatarea la scală mai largă, a fost nevoie de pământ pe care să-l exploatezi. Și cumva persoanele care vin să exploateze o resursă sunt persoane care profită de un anumit context și ce au găsit aici a fost o populație destul de credulă, oameni care n-au mai interacționat atât de mult în afară și cumva pământurile au fost luate cu forța sau prin înșelătorii, i-au îmbătat, i-au convins să le vândă la prețuri de nimic și atunci, în momentul ăsta, populația autohtonă s-a izolat cumva de outsideri și n-a fost niciodată un conflict fizic între cele două tipuri de populații, ci unul cumva mai mult simbolic. Și conflictul ăsta s-a manifestat mai mult prin o oarecare ironie. Ca dovadă, unele dintre teoriile pe care le-am găsit despre originea numelui de mămârlană de barabe, oamenii când și-au zis unii altora barabă mămârlan, era în sens peiorativ. Deci ei au avut acest conflict în care au zis, ok, nu mai avem activități comune, noi ne vedem de treaba noastră, voi vă vedeți de treaba voastră și când ne întâlnim, nu o să fim prea prietenoși, o să ne adresăm unii altora ironic. Acum, pentru mămârlani, sunt două tipuri de teorii. Unii spun că ar veni de la ungurescu maradvani, care înseamnă rămășițe, adică ce au găsit ei acolo, rămășițele populației din vale. Alții zic că ar fi de origine italiană, că ar fi însemnat cumva băutori de lapte sau neînțărcați, ceea ce e o denumire peiorativă, într-adevăr, dar Dumitru Gălățan vine și spune, eu nu cred că e adevărat, pentru că dacă ar fi fost o denumire peiorativă, mămârlanii nu și-ar
fi însușit-o până ziua de azi. Acum mai e și teoria cum că e de origine dacă, că numele lor vine de la momârle, care sunt momâi, adică oamenii de piatră pe care îi găsim pe munte, și cum că aceste momârle ar avea un rol ritualic, cum se întâmplă în Munții Orăștie, de exemplu. Dar aici din nou am discutat cu Marcu Jura, care este etnolog și care îmi spune că nu s-a demonstrat niciodată că ar avea rol ritualic. Din contră, pentru el e mai mult rol practic de paratrăznet când te duci cu oile pe munte și plouă. Deci cumva nu știm exact care este originea cuvântului momârlan și sunt mai multe tabere care susțin diverse ipoteze și care se contrazic. Își adaug cu privire la chestiunea legată de momârle, că mi se pare evident că e o chestiune cât se poate de practică și nu are un rol ritualic, pentru că întâlnești momârle în majoritatea munților din România. Dacă deci da. În munții Maramureșului vezi și pe acolo. Asta nu înseamnă că în Maramureș a fost momârlan. Adică un pic de confruntare a ipoteză asta cu realitatea o infirm. La fel și partea cu portul popular, daci, că îl găsești și în Poiana Sibiului, după cum zicea Marcu Jura, care a lucrat la muzeu acolo. Mai sunt alte tradiții ca și căsătoriile endogame, dar și pe astea le găsești în multe comunități care sunt închise. Și chiar și nedeile le găsești la novaci sau la alte populații de păstori. Că ai pomenit de ritualuri. Eu știu că momârlani au un fel de ritual sau o tradiție, ca să zic mai exact, de îngropare a morților în curte. Și asta e specific lor și ce însemnătate au pentru ei. Și dacă există cumva alte elemente definitorii a tradițiilor momârlănești. Da, ca și ritualuri, cred că ce este cel mai specific este asta cu îngroparea morților în curte. E unul dintre capitolele din teza mea, am încercat să aflu de unde vine. Am descoperit diverse teorii aici. Cred că fiecare este interesantă. Una dintre ele ar fi că în momentul în care începi să-ți îngropi familia în pământul respectiv, îl folosești ca și testament. Adică persoana respectivă se gândește de două ori înainte să vândă pământul, știind că are îngropat tot neamul în pământul respectiv. Alta ar fi pur și simplu ca și scop practic, pentru că la momentul respectiv și chiar și acum, și pot să confirm, drumurile sunt destul de greu accesibile și atunci ca să cobor cu un mort din deal până la biserică cu căruță și cu toate cele, ar fi durat foarte mult timp. Dacă vremea era proastă sau iarna, probabil ar fi fost chiar impracticabil și scuteau cumva și timp pentru pregătirea pomenii și așa mai departe, înmormântând persoana respectivă în curtea casei. Și chestia asta cumva își confirmau pentru că am fost parte din cercetarea mea de teren, am fost la familia Ungur acasă, unde pe lângă familie era înmormântat și un muncitor, un osaj care nu era parte din familie. Și mai este o teorie legat de asta, cred că probabil mai recent aș spune, ca și originea presupusă dacă a momârlanilor. Este teoria asta cum că obiceiul ăsta vine de la daci, pentru că dacii obișnuiau să planteze un pom roditor în locul în care îngropau pe cineva. Acum, cam astea sunt teoriile. Părintele Octavian Pătrașcu, când am vorbit cu dânsul, mergea mai mult pe varianta de testament. Marcu Jura mergea pe varianta mai practică, pe care și eu aș merge personal și în urma descoperirilor pe care le-am făcut în observația de teren. Și cea cu originea dacă, care este puțin mai greu de demonstrat științific. Acum, nedeile sunt interesante pentru că au diverse roluri în comunitatea respectivă. Sunt sărbători pastorale, practic, și au multe scopuri. Au scopuri economice, bineînțeles. Au scop religios. Când am vorbit cu părintele Pătrașcu, mi-a explicat că există un adevărat ritual în care bărbații pregătesc masa și așa mai departe și se dă de pomană și cumva au fost adoptate și de biserică. Au și un scop de alegere a partenerilor de nuntă, de socializare. Cumva interesant că nedeile au fost mult folosite și în vremea comunismului ca să reinventeze așa spiritul ăsta naționalist. Și pe vremea respectivă erau chiar încurajați momârlanii să poarte portul popular și așa mai departe. Și coboruseră nedeile în orașe, nu se mai țineau sus pe munte.
Ce ar fi interesant de menționat, de asemenea, e momentul în care au hotărât momârlanii să intre în mină, pentru că știm că ei cumva s-au izolat de populația asta mineră, dar nu știm de ce astăzi avem momârlani care lucrează la mină. E interesant și s-a întâmplat, aparent, la începutul primului război mondial, a fost o intrare masivă în mină din partea momârlanilor, pentru că era singura modalitate să eviți înrolarea în armată și obligația de a pleca în război. Și ulterior au mers de asemenea în mină, probabil în perioada comunistă, și au avut niște slujbe cumva așa mai ușoare în sectoare auxiliare, cum ar fi la suprafață, pentru că gospodăria era centrul muncilor, ca să zic așa, și mina era un loc unde își mai rotunjeau veniturile. Apoi, chestia asta încet, încet s-a schimbat și gospodăria a devenit auxiliară și slujba la mină a devenit sursa principală de venit pentru ei. Iarăși interesant de studiat, mai ales în momentul de față. Chiar și în momentul în care îmi făceam studiile, erau foarte multe case neterminate de momârlan pentru că începuse disponibilizarea. Și da, ăsta e un fenomen care afectează cel puțin economic și populația de momârlan, care cumva au și o altă posibilitate de sursă de venit în afară de mină. Deci, din câte observ, la început, cumva momârlanii erau foarte centrați pe elementul ăsta de familie, de gospodărie și încercau să, chiar și chestia asta cu înmormântarea rudelor în gospodărie, cumva atrage atenția și arată că ei erau foarte interesați de încerca să se autosustină. Da, să mențină cumva totul în familie, până și căsătoriile. Când am avut interviu cu Marcu Jura, mi-a povestit că în momentul în care nu puteau să aibă copii, mereu încercau să înfieze copii din familie, adică un nepot și așa mai departe din partea familiei unde aveau mai mulți copii. Sau dacă nu găseau nepot sau pe cineva în familie, încercau să înfieze pe cineva care îi ajuta acolo în gospodărie, un băiat de fiecare dată, care să se căsătorească cu o fată din familia lor. Hai să trecem la daci, la originea daci. Deci ideea asta mi se pare o idee de dată recentă, dar tu ne poți zice mai multe despre chestiunea asta, că originea momărlanilor este geto-dacică. Deși au trecut foarte multe popoare pe aici, de la slavi, maghiari, sași și toate cele, cumva s-au conservat și momărlanii sunt pur daci. Sunt, de fapt, momărlanii de origine dacică sau este doar o ipoteză pseudoștiințifică promovată de naționaliști de astăzi? Acum sunt două lucruri, într-adevăr, e de recentă teoria asta și mi-a fost confirmată și de Marcu Jura, care e din neam de momârlan și mi-a zis că, nu știu, acum câțiva ani de zile nici nu se discuta despre asta, dar în ultima vreme toată lumea vorbește despre cum ne tragem din daci. Apoi, ce ține de revitalizarea ideii este de origine dacă acum nu știu dacă sunt sau nu urmași ai dacilor, probabil la fel de mult ca orice populație pastorală din România. Acum, eu când am scris teza, am căutat mult despre fenomenul ăsta și am găsit că se numește Inventing Traditions, adică cumva o resemnificare a practicilor pe care le facem în mod curent, care să ofere o imagine satisfăcătoare despre noi, despre comunitatea noastră. Și asta înseamnă că, nu știu, dacă cauți puțin pe Google și pui momârlan, vezi că e un subiect super exotic, care are așa o poveste de spus pe care o poți vinde. Atunci cumva e normal că, din diverse motive, oamenii și-au însușit foarte ușor teza asta, acum că, da, am fi de origine pur dacă, pentru că e o poveste care poate să prindă, e o poveste care e interesantă. Mass media vine și face diverse reportaje de genul în zonă pe subiectul ăsta, dar științific nu este cu sigur dovedit. Am vorbit destul de mult despre zona asta de trecut a momârlanilor și eram curios cum vezi tu prezentul și care crezi că ar fi viitorul lumii momârlanilor și dacă ai vreo idee sau crezi că există idei de a valorifica această zonă de interes turistic. Cred că este o zonă de interes, sau poate să fie o zonă de interes. Cred că e păcat că nu avem foarte multe infrastructură în general în România. Cred că asta ar ajuta mult zona. La momentul de față locuiesc într-un oraș mare și știu că mi-ar plăcea să vin din când în când, nu știu, să-mi fac o vacanță sau mi-ar plăcea poate să locuiesc în genul ăsta de zonă și să pot să lucrez de acasă și așa mai departe. E o zonă foarte interesantă pentru că există elementul natură. Poate pentru mine nu este atât de interesantă partea asta cu
fenomenul dacic și așa mai departe, dar poate să fie foarte interesant și atractiv pentru persoane care vin din afară, într-adevăr. Și știu că la momentul când mi-am făcut teza, Marcu Jura vrea să creeze un fel de muzeu în care să te duci și să vezi efectiv care e procesul, cum se petrec lucrurile la stână și cum e să duci viața de mămărlan și așa mai departe. Și mi se pare foarte interesantă chestia asta, că eu mă gândesc că mi-ar plăcea să-mi iau un Airbnb și să merg să stau la o stână o săptămână. Cred că e o idee de exploatat. Sunt foarte mulți ca mine care vor să fugă la un moment dat de oraș și să stea o perioadă de timp să trăiască fix genul ăla de viață, să se deconecteze. Da. Și da, aici putem vorbi chiar de o experiență în sine. Da, crearea unei experiențe cap-coadă în lumea mămârlanilor, mâncare, istorie, natură, călătorie, alte tipuri de activități. Probabil o posibilă modalitate de a exploata puțin zona asta, nu știu, exploata nu-mi place cum să, poate de a valorifica. Cred că ar fi efectiv recondiționarea unei case de genul ăsta mămârlănești sau unui spațiu, unei grădini, unui curți și efectiv să fie oameni din zona de acolo care se ocupe de experiența asta cu turiștii și pe parcurs cred că se poate dezvolta în zona asta mai multe locuri și mai multe activități. Păi știi cum e, nu o să vină nimeni să pregătească o casă de mămârlan pentru Airbnb. Inițiative de genul ăsta trebuie să vină de acolo. Dar da, cred că trebuie să înțelegem toți că degeaba așteptăm să se întâmple ceva. Trebuie să fim noi cei care acționăm în direcția în care vrem să se întâmple lucrurile.